Un artist plastic vrea să-l picteze pe decebal pe peretele unei clădiri din Chișinău, ceea ce ar reprezenta un punct de atracție a bulevardului care îi poartă numele. Lucrarea le va reaminti orășenilor, dar și oaspeților capitalei, despre rolul regelui în istoria dacilor. Bugetul local total al lucrării este de 5.000 de euro. Pentru a finaliza pictura murală, tânărul spune că mai are nevoie de 2.700 de euro. Radu este tânărul care muncește pentru a face din capitală un oraș mai estetic și plin de viață. Artistul plastic a realizat în total 10 picturi murale, printre care Fluturii Libertății, Băiatul pe bicicletă, Cerbul și Solidaritate. În prezent, Radu, alături de alți artiști plastici, a dezvoltat o nouă schiță. Am ales bulevardul Decebal. Mi s-a părut o idee interesantă de a asocia o pictură murală cu acest bulevard. Și de aia am decis să facem portretul lui Decebal, câțiva daci și mai mult, spunem așa, să asociăm cu mai multe străzi din sectorul botanică, cum ar fi Dacia, Burebista, Traian. Lucrările sunt deja în toi, iar în două săptămâni artiștii plastici își doresc să finalizeze lucrarea. Fundalul operei va fi din aur, iar chipul lui Decebal în alb și negru. La moment am aplicat un strat de grunt roșu, deci pe acest strat se va aplica alte două ori de aur. Deci o să fie un fundal practic auriu și toată lucrarea în mare parte o să fie auriu. Următoarea etapă, aplicăm aurul, după care facem desenul și în mijlocii deja o să apară caracterele în față. Pentru ca proiectul să fie realizat, Radu are nevoie de 5.000 de euro. O companie a făcut în acest sens o donație de 2.000 de euro, iar restul 3.000 de euro urmează să fie colectați de la susținători. Am încercat să facem o conexiune între noi și oamenii. Deci ca oamenii se pot conecta la această idee. La moment au fost reacții calde, oamenii au donat și sunt oameni care donează în continuare. Radu are un singur scop. În primul rând vreau să schimb aspectul estetic, ceea ce apare prima în vizor. A doua un pic să readuc, așa să spunem, un pic de istorie în fața oamenilor. Și în al treilea rând să educăm lumea ca și să o sensibilizăm ca să mai apară și mai multe lucrări în oraș. Menționăm că artistul a devenit renumit și în Polonia după ce a pictat 4 lucrări murale, printre care 750 de metri de glorie. Lucrarea reprezintă gloria armatei poloneze din anul 972 și până în zilele noastre. Este realizată într-o formă simbolică prin scene de luptă care include denumirea sa, data desfășurării și numele comandantului. Lucrarea are 750 de metri lungime și 3 metri înălțime.